Echipajele de pe ambulanță pot solicita ajutorul pompierilor pentru a intra în casă atunci când găsesc ușa încuiată, iar cel care a solicitat ajutor nu răspunde. Cadrele medicale vor apela astfel la pompieri, iar pătrunderea în locuință se face în prezența polițiștilor. Procedurile sunt următoarele. Echipajul ajunge la fața locului și în momentul în care persoana care a apelat nu-i răspunde la ușă, se cheamă poliția și pompierii. Poliția pentru a da avizul de a se sparge ușa și pompierii de a sparge ușa locuinței respective. La Giurgiu, cazurile în care s-a pătruns cu forța în locuințe nu au fost foarte multe. De fiecare dată însă, echipajele ambulanțelor au dus misiunile până la capăt. Nu foarte frecvent, dar am avut astfel de cazuri și în trecut, până să se implementeze sistemul unic de urgență 112, am avut un caz unde s-a intervenit cu pompierii atunci fără poliție, că nu s-a spart ușa, s-a intrat pe balcon și persoana respectivă era decedată în casă. Deci ambulanța a ajuns în timp foarte scurt, dar nu s-a mai putut face nimic. Acum mai mult interveni la persoanele cu probleme psihice, pentru care dau vecinii sau rudele telefon și ele stau închise în casă și atunci apelăm și la poliție și la pompieri să spargă ușa, să vedem ce se întâmplă acolo. Atunci când ambulanțele sunt solicitate la o persoană aflată singură în casă, acesteia îi se va solicita să lase ușa descuiată și un număr de telefon al unui vecin sau al unei rude apropiate. Legătura telefonică nu trebuie întreruptă până când echipajele de intervenție ajung la fața locului.